Dolly în lumea artistică. După ce Toni Vaz, actriță și activistă americană, care a creat NAAP Image Awards, National Association for the Advancement of Colored People, a murit în Woodland Hills, California. Avea 101 ani. Toni Vaz a fost o figură importantă în cinematografia braziliană, cunoscut în special pentru rolul său de piață ca unul dintre primii actori de culoare care a obținut recunoașterea națională. Născut Antonio Vaz da Silva în Rio de Janeiro, cariera s-a cuprins actoria, regia și activismul într-o perioadă în care oportunitățile pentru actorii de culoare din Brazilia erau extrem de limitate din cauza rasismului sistemic. Vaz s-a născut într-o familie modestă din Rio de Janeiro și a început să lucreze în teatru. O cale urmată de mulți actori brazilieni ai vremii. I-a câștigat proeminență în anii 1940-1950, în timpul epocii de aur a cinematografiei braziliene, care a văzut ascensiunea Chancha Das, comedii muzicale ușoare, care erau extrem de populare la acea vreme. Prezența ei Toni Vaz în aceste filme a spart barierele, deoarece majoritatea rolurilor principale ale industriei cinematografice au fost dominate de actori albi. Una dintre cele mai notabile spectacole ale lui Vaz a fost în Sina Moca, 1953, un film bazat pe un roman de Maria de Zone Pacheco Fernandes. Filmul este plasat în perioada colonială a Braziliei și spune povestea fiicei unui aboliționist. Rolul lui Vaz. Deci susținător, i-a ajutat să iasă în evidență ca actor serios. În ciuda faptului că este un interpret foarte talentat, Vaz, la fel ca mulți actori negri ai epocii sale, a fost adesea distribuit în roluri stereotipe. A jucat rolul sclavilor, lucrătorilor domestici și altor personaje care reflectau prejudecățile rasiale profunde ale societății braziliene din acea vreme. Cu toate acestea, capacitatea sa de a aduce nuanță și umanitatea acestor roluri a fost larg recunoscută de critici.